Pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea vecioarei Maria, ale sfinților arhanghel voievozi, ale tuturor sfinților îngeri, cu ale sfinților slăviților apostoli și cu ale tuturor sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Veniți, binecinstitorilor creștini, să aducem cuvioase laude și cântare duhovnicească drept credinciosului voievod Constantin, căci pentru împărăția cerurilor și pentru neamul acesta moarte mucenicească a primit, împreună cu fiii săi, Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm. Bucurați-vă mult, pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult, pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Întregind lanțul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de ofir, în cetatea Marelui Constantin, cu îndrăzneală pe Hristos, Dumnezeu l-ați mărturisit. Și lăpădările pentru bunătățile vremelnice ale acestui veac trufaș și nestatornic, desăvârșit le-ați strobit. Drept aceea minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilință graiuri ca acestea. Bucurați-vă că avuția cea stricăcioasă ați defăimat, bucurați-vă că bogăția cea gândită ați aflat, bucurați-vă că de frumusețea materialnică nu v-ați biruit, bucurați-vă că pentru dragostea lui Hristos
toate gunoaie le-ați socotit. Bucurați-vă, prea-nțelepților, voi partea cea bună ați ales. Bucurați-vă că roadele blagocestiei cu bucurie ați cules. Bucurați-vă că vitejească răbdare împreună până în sfârșit ați arătat. Bucurați-vă că biruință de plin asupra lumii, a trupului și a diavolului ați câștigat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Luminați fiind dintr-o înălțime, ați primit apătimii și a murit pentru zditorul tuturor. Ca de el să fiți și proslăviți, iar mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească, pentru care ați mers la jertfă, având pe buze cântarea îngerească. Aleluia! De pruncii ai înțeles, voievodule Constantin, că frica Domnului este începutul înțelepciunii și te-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeieștilor scripturii. Apoi, la vremea cuvincioasă, învrednicindu-te tainii sfinte cununim, cu 11 odrasle domnești, Dumnezeu te-a blagoslovit, pe care de asemenea în frica și certarea lui crescându-i, patru au ajuns mucenici măriți, de aceea de la noi acum auziți. Bucurați-vă că dumnezeiasca pronie din neființă în această lume v-a dus. Bucurați-vă că începutul cel bun al fricii de Dumnezeu cu toții l-ați pus. Bucurați-vă că-și dulceața negrăită a Sfintelor Scripturii ați aflat. Bucurați-vă că-și cu o sârdie ziua și noaptea din izvoarele lor v-ați adăpat. Bucurați-vă că-și cunoștinței fapta cea bună i-ați adus. Bucurați-vă că-și râvna voastră nu v-a dat clipă de repaus. Bucurați-vă că-și zilele cele rele ale acestei vieți bine le-ați chivernisit. Bucurați-vă că-și călătoria a săvârșit și la limanul ceresc ați sosit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri.
martiri gâncuveni, care pentru dreapta credință bine va se voit. Nu ai voit domnie și stăpânire pământească, fericite Constantine! Știindu-te, Domn, casa și pe moșia ta, ci mai vârtos ai dorit să domnești prin sfinte nevoințe și sfinte virtuți peste patimi. Iubit ai puterea cerească a Harului Sfântului Duh, mai vârtos decât pe cea lumească. Și acum Domnului strigi împreună cu pruncii tăi și cu sfetnicul Ianache, Aleluia! Ai fost de sfatul cel mare al țării românești să primești a fi domnitor, căci în vremuri mult tulburate prin înconjurări de obști și de vrăjmași, blândețea și înțelepciunea ta au adus până o cârmuire. Fericiți suntem noi câți ai tăiat voia și ai primit greul sceptru domnesc, căci spunând și tu întru sine-ți, eu și neamul meu vom sluji lui Dumnezeu, ne-ndemnați pe toți cu dorire a vă striga. Bucură-te, noule Moisie al țării Valahiei și a ei propășire! Bucură-te că împreună cu tainicul Ianache îi urzești bună sporire! Bucură-te, Feciorule Constantin, al lui Hristos, viteaz oștan! Bucură-te, bine urmându-l tu, minunatule Ștefan! Bucură-te, Radule, cel vrednic de laude multe! Bucură-te, micule Matei, dar desăvârșitule la minte! Bucurați-vă, podoabe neprețuite ale țării românești! Bucurați-vă, mărgăritare și binecuvântări ale orașului București! Bucurați-vă, mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Lăcașuri ale Sfântului Duh ați ajuns prin mucenicie, că și voi mult ați ajutat poporului Dumnezeu să se zidească în Duh, ridicând mănăstiri, biserici și tipărind cărți cu aleasă hrană duhovnicească. Cum dar nu vom cânta stăpânului tuturor, celui ce a binevoit a lucra prin voi cântarea, Aleluia! Aleluia!
întunericul necredinței și al neștiinței ai izgonit. Și lumina cunoștinței dumnezeiești a strălucit peste țară, căci, ca și Solomon a iubit mărite Constantine, podoaba casei lui Dumnezeu. Din tiparnițe au ieșit sfinte cărți, comori de vindecări, bucuria creștinilor evlavioși, pentru care vă binecuvântăm pe voi, zicând: bucurați-vă, iubitorilor de sfinte locașuri și altare! Bucurați-vă, ctitor de mănăstiri și dăruitor de odoare! Bucurați-vă că știpăriturile voastre din popor întunericul risipesc! Bucurați-vă, cărțile Sfântului Ierarh Antim în țară lumina sporesc! Bucurați-vă căci voi tipărirea primei Biblii în română ați continuat! Bucurați-vă căci apoi psaltirea, cărți de slujbă și zidire sufletească ne-ați dat! Bucurați-vă căci cărțile voastre și până astăzi se doresc! Bucurați-vă, treimea sfântă, în ctitoriile voastre, toți o slavoslovesc! Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Păclii luminătoare pentru țările române și pentru toată ortodoxia s-au arătat tiparnițele înființate, s-au restaurate de voi la Znagov și București, Râmnicu, Vâlcea și Târgoviște, Buzău, Tiflis și Alep. Păcând pe creștinii români și greci, iviri și arabi, să cânte cu toți într-un glas: aleluia, aleluia. Slavă nepiritoare ți-ai dobândit, evlaviosule domn Constantin, și după dreptate ai fost socotit în vremea ta apărătorul întregii creștinătăți ortodoxe, căci cine a năzuit către tine și l-ai trecut cu vederea, sau către cine nu s-a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde, iată pentru ce limbi, seminții și popoare scântăție, Sfântului Ierarh Antim Viranul și împreună pătimitorilor tăi, unele ca acesta. Bucurați-vă, vașnici apărători a toată ortodoxia, bucurați-vă căci ne sunt stăria, slava și bucuria. Bucurați-vă, stâlp de foc ceresc, voi cerul și pământul uniți! Bucurați-vă că pentru țara voastră și întreaga lume mijlociți!
Bucurați-vă că români și greci cu graiuri alese vă eretisesc. Bucurați-vă că eviri și arabi din inimi recunoscătoare vă mulțumesc. Bucurați-vă că lucrarea voastră mană cerească pentru multe țări a însemnat. Bucurați-vă că roade cerești ați cules după ce cu lacrimi a semănat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncovenii, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Dar cum oare vom putea lăuda noi nefrednicii râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu lăcașuri, căci unde nu alții de s-au reînnoit biserici, mănăstiri paraclise, schituri, bolnițe, trapeze. Pentru toate acestea, din toate părțile miluite de voi, orașe și sate românești, mănăstiri din Sfântul Munte al Atonului, ca și din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din ostroavele Mării Grecești și de peste tot răsăritul ortodox până la muntele Sinai și Ierusalim, răsună cântarea Aliluia. Aleluia. Precum binecredinciosul voievod Ștefan cel Sfânt în Moldova, și voi multe și alese lăcașuri de închinăciune ați ridicat, prea fericiților, iar daniile voastre pretutindeni ne-au ajuns, bine ați înmulțit talanții voștri, turnul faptelor voastre cele bune, desăvârșit l-ați înălțat, pentru care auziți. Bucurați-vă că marele mucenic Gheorghe, lăcaș luminat în București, i-ați clădit. Bucurați-vă că și mitropoliei muntene, frumoasă clopotniță, i-ați zidit. Bucurați-vă, strigă vouă mănăstirile, de la Sâmbăta de sus, râmnicul sărat și viforâta. Bucurați-vă și vă veseliți, vă spun cele de la brâncovenii, Bistrița, Vâlcea și Arnota. Bucurați-vă tainic șoptesc, cele de la gura Motrului, Strehaia și Sadova. Bucurați-vă auziți din Sprigovora, dintr-un lemn mamul și tismana. Bucurați-vă, vă spun, bisericile voastre din Făgăraș, scheilor din Brașov, Iocna Sibiului. Bucurați-vă, vi se cântă în ceas Sfântului Mucenic Dumitru din Târgoviște, de la Mogoșaia și Potloci. Bucurați-vă, mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință
bine v-ați nevoit. Bucurați-vă, mult pătimitorilor martiri gâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Crăia sactitorilor tale, Sfânta Mănăstire Hurezii Vâlcea, menită să fie lăcaș de îngropare pentru tine și tot neamul tău, minunatule voievod Constantin, dă măsura dărniciei și râvnei de care ai fost și tu mistuit, pentru înfrumusețarea casului Dumnezeu, Sfânta Biserică, pentru care niciodată n-ai socotit a fi ceva prăscump. Neasemuită ai frumusețe și armonie neîndeamnă, cânta cu glas de prăznuire lui Dumnezeu. Aleluia! Piatra de marmură a mormântului, ce ți-ai gătit în biserica cea mare de aici, și azi suspină după moaștele voastre sfinte, căci mănăstirea din Halkin și biserica Sfântului Gheorghe din București au primit această comoară de neprețuit, dar Duhul, rugăciunea și urmele pașilor voștri sunt pretutindeni la Hurezi și în schiturile ce ați ridicat, închipuindu-le în semnul crucii din prejur, drept care cu smerenie vă lăudăm, grăind. Bucurați-vă ai marilor împărați bizantini, adevărat următori! Bucurați-vă, critoria voastră nu are pereche, e ca luceafărul între luminători. Bucurați-vă că 7 ani la dânsa, cu o steneală și fără prege s-a trudit. Bucurați-vă că șmeșterul uman a iscusit urzitor, bijuterii în piatră v-a izvodit. Bucurați-vă, v-a strigat dintr-o înălțime schitul ocrotirii de botezătorul Ioan. Bucurați-vă, vă șoptește arhidiaconul întâi mucenic din schitul închinatului de coconul Ștefan. Bucurați-vă, auziți și de la schitul patronat de apostolii sfinți. Bucurați-vă, fericiți sunteți voi, feciuri domnești și ai voștri părinți. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit.
dat mai mult vrăjmașul neamului omenesc, tatăl minciunii și ucigașul de oameni, multa voastră lucrare săvârșită, pre slava lui Dumnezeu, cel închinat între imeni, și spre folosul întregii creștinătăți, drept slăvitoare, ci împotrivirea pus în calea voastră cea luminoasă, dar voi, prin rugăciuni stăritoare, ostiri, milostenii și vegheri, vă găteați pentru ziua cununării și să primiți întâi paharul pătimirii, Domnul cântând, aleluia, aleluia. Mulți vrăjmași văzuți și nevăzuți, a stârnit Satan asupra voastră, ploaie de pâre, minciuni și viclenii, învolburând mințile hainului sultan Ahmet și sălbaticului său vizir Jin Ali Pașa. Voi însă, îmbrăcându-vă în platușa dreptății, și întrarmându-vă cu armele luminii, prin smerită pocăință vă întăreați, pentru care auziți de la noi așa. Bucurați-vă că iadul cu slugile lui asupra voastră se pornește, bucurați-vă că oastea cerească spre ajutorul vostru grăbește, bucurați-vă economii bunei Domnului, ce fapte bune pururea râvneați. Bucurați-vă că-și pentru aceasta veți fi și mărturisitori neînfricați. Bucurați-vă că înaintea crudului sultan, fiind aduși, l-ați înfruntat. Bucurați-vă că pe băutorul de sânge, vizirul nedumerire l-ați aruncat. Bucurați-vă că puterea cea nebiruită a Sfintei Cruci este cu voi. Bucurați-vă, viteji netemători, de al semilunii puhoi. Bucurați-vă, mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă, mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință nu pot să spună cum voi, de neam domnesc fiind și crescuți în desfătări, ați putut merge cu neclintită hotărâre și pe calea cea strântă cu inimi pline de bărbăție. Acestea sunt minunile credinței noastre, săvârșite în fiii luminii, ascultării și jertfei lui Dumnezeu celui întru sfinții săi, pentru aceasta împreună să-i cântăm. Aleluia! Și Marea Vinerii a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos,
a îngăduit iubitorul de oameni cu judecățile sale înfricoșate și neajunse minților noastre întunecate. Să se abată mânia urcii păgânești asupra casei voastre celei blagoslovite. Plângeau cu amar și jale neostoită toți locuitorii Bucureștiului. Ba chiar și pietrele din drumul vostru, văzându-vă urcați în care și duși spre țarii grande, sub paza noastră, spre înfricoșată cercetare. Pentru aceasta nici noi nu vom tăcea, ci vom grăi către voi. Bucurați-vă că pe Domnul domnitorilor în pătimire îl urmați. Bucurați-vă că de împăratul împăraților ați hotărât să nu vă lepădați. Bucurați-vă cu toții, domn feciori și gineri, că spre mărturisirea lui Hristos a pornit. Bucurați-vă că dintre voi șase cununa și slava mucenicească au dobândit. Bucurați-vă și pentru mult îndurerata Doamnă Maria, care pe voi vă însoțește. Bucurați-vă că măritei Doamne ca Sfintei Sofia, durerea în inimă îi se sălășluiește. Bucurați-vă că călătoria voastră cu a Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie s-a asemănat. Bucurați-vă că veșnica răsplătire cerească, precum acela de la Domnul Slavei ați luat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Ajuns în cetatea Sfântului Împărat Constantin, ați fost aruncați în înfricoșata temniță șapte turnuri. În bezna și frigul ce îndurați înlănțuiți, Duhul cel preasfânt se ruga întru voi. Cu suspine negrăite, arului vă luminam, vă încălzea și vă întăream, învățându-vă să mulțumiți fierbintelui Dumnezeu. Aleluia! Cine va putea spune mulțimea casnelor și a chinurilor la care ați fost supuși vreme de aproape 4 luni, prin care ați covârșit chiar și pe mulți dintre mucenicii cei din vechime, îngerilor și oamenilor, v-ați făcut priveliște înfricoșată și de mirare, lămurindu-vă ca aurul cel curățit de 7 ori în foc. Iar noi, lăudând pe cel ce v-a slăvit în viață și după moarte, vă fericim zicând:
Bucurați-vă că-n temnița întunecată și umedă ați fost închiși. Bucurați-vă că la lanțuri și cătușe v-au dat ai voștri părâși. Bucurați-vă că ați sângerat cumplit, strujiți ca mucenicii de odinioară. Bucurați-vă căci cu clește roșit în foc v-au ars pe piept și la subțioară. Bucurați-vă că tari ca diamantul ați rămas voi în ortodoxie. Bucurați-vă că ați crezut cu neclintire în viața veacului ce va să fie. Bucurați-vă că Mântuitorul Hristos și Preacurata sa Maică dintr-o înălțime vă priveau. Bucurați-vă că toți sfinții și toate puterile cerești pentru voi se rugau. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Ziua împărătescului praznic al adormirii Maicii Dumnezeu, când împlineai 60 de ani de viață, slăvite voievod, iar Doamna Maria ar fi trebuit să o cinstească pe preasfânta ei ocrotitoare. A fost aleasă de păgâni spre mărirea nenumăratelor tale dureri, căci porțile cele grele ale temniței deschizându-se, a fost aduși înaintea cruntului sultan a curții sale și a călăului cu iataganul scos pentru ultima și cea mai grea întruntare, către care, îndreptându-vă cu toții, cântați inimile voastre, Aleluia, istoviți de chinuri și suferințe, în grele lanțuri ferecați, cu capete descoperite, cu picioare goale și numai în cămăși. Au stat vitejii mărturisitori în fața păgânului tiran, care cu îngrozire vicleană le făgădui viața, dacă se vor lăsa de legea lor și vor trece la legea turcească. Răspunsul ia vodă, brâncoveanu, noi de legea creștinească nu ne lăsăm. În ea ne-am născut și am trăit, în ea voim să murim. Apoi către copii să-i zise, fiilor, fiți bărbați, am pierdut tot ce aveam pe lumea asta pământească, nu ne-a mai rămas decât sufletele noastre, să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru. De aceea drept este ca acum să auziți. Bucurați-vă căci cuvintelor amăgitoare ale vicranului sultan nu v-ați plecat. Bucurați-vă căci îngerii cu cununcerești de voi s-au apropiat. Bucurați-vă că la botezul cel dintâi, acum pe cel al sângelui îl adăugați. Bucurați-vă căci astfel toate păcatele voastre cu desăvârșire le spălați. Bucurați-vă, oșteni viteji și nebiruiți ai împăratului ceresc. Bucurați-vă că vicleanul șarpe nu v-a putut amăgi cu nimic pământesc. Bucurați-vă că la momiri și îngroziri neplecându-vă, legea mincinosului Mahomed ați defăimat. Bucurați-vă că pentru legea cea nouă a darului și a iubirii lui Hristos ați răbdat și de El v-ați încununat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. De a-și șovăit Mateiaș pentru o clipă ca un prunc înaintea fiorosului gâde, dar mai apoi, îmbărbătându-se prin cuvintele domnescului său părinte, singur mergând, și-a așezat capul pe butoc, râvnind cu dorire prealuminate cetea a sfinților mucenici, în care va cânta în veci de veci sfintei, celei de-o ființă și nedespărțitei trăimii. Aleluia! Aleluia! Cădeau ca spicele sub secera capetele copiilor domnești și al credinciosului Anache sub ochii voievodului, din care curgeau pârâiașe de lacrimi pentru nespusa durere vremelnică și apropiata fericire veșnică. Dar în inima lui viteaz răsunau cu putere cuvintele prorocești: iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Pentru aceasta, după vrednicie, aducem vouă aceste cântări de laudă. Bucurați-vă căci prin tare hotărâre păcatul, moartea și iadul ați biruit. Bucurați-vă că puitorul de nevoințe Hristos într-o cele cerești v-a primit. Bucurați-vă că se îngrozesc tiranii și rău credincioșii, privindu-vă sau amintindu-și de voi. Bucurați-vă, rugătorii bineprimiți pentru țară, neam, ortodoxie și sărmanii de noi. Bucurați-vă, ocrotitorii ai Bucureștiului,
și mijlocitori pentru toată suflarea românească. Bucurați-vă solitor pentru ea, ca înțelepciune de sus și milă bogată se dobândească. Bucurați-vă și nu ne lăsați să ne lepădăm de sfânta credință prin viață păgână. Bucurați-vă învingătorilor și cereți îndurare pentru noi de la prea curata stăpână. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri gâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri gâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. O, sfinților martiri brâncoveni, care ați biruit și v-ați încununat, căutați dintr-o înălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multe mari, grele și nepocăite păcate, și primind puțina noastră rugăciune, ca pe o gângurire pruncească, mijlociți de la Dumnezeul milei și al îndurărilor, să ne izbăvească de chinurile cele veșnice, ca mântuiți fiind pururea, să-i cântăm împreună cu voi în negrăita bucuria împărăției sale. Aleluia! 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 O, sfinților martiri bâncoveni, care ați biruit și v-ați încununat, căutați dintr-o înălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multe mari, grele și nepocăite păcate, și primind puțina noastră rugăciune, ca pe o gândurire pruncească, mijlociți de la Dumnezeul milei și al îndurărilor, să ne izbăvească de chinurile cele veșnice, ca mântuiți fiind pururea, să-i cântăm împreună cu voi în negrăita bucuria împărăției sale. Aleluia! 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 O, sfinților martiri brâncoveni, care ați biruit și v-ați încununat, căutați dintr-o înălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multe mari, grele
și nepocăite păcate și primind puțină noastră rugăciune, ca pe o gângurire pruncească, mijlociți de la Dumnezeul milei și al îndurărilor, să ne izbăvească de chinurile cele veșnice, ca mântuiți fiind pururea. Să cântăm împreună cu voi în negrăita bucuria împărăției sale. Aleluia! 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 Întregind lanțul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de ofir. În cetatea Marelui Constantin, cu îndrăzneală pe Hristos, Dumnezeu l-ați mărturisit. Și lăpădările pentru bunătățile vremelnice ale acestui veac trufaș și nestatornic, desăvârșit le-ați strobit. Drept aceea minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilință graiuri ca acesta. Bucurați-vă că avuția cea stricăcioasă ați defăimat, bucurați-vă că bogăția cea gândită ați aflat, bucurați-vă că de frumusețea materialnică nu v-ați biruit, bucurați-vă că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-ați socotit, bucurați-vă preanțelepților, voi partea cea bună ați ales. Bucurați-vă că roadele blagocestiei cu bucurie ați cules. Bucurați-vă că vitejească răbdare împreună până în sfârșit ați arătat. Bucurați-vă că biruință de plină asupra lumii, a trupului și a diavolului ați câștigat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor cinstitorilor creștini, să aducem cuvioase laude și cântare duhovnicească drept credinciosului voievod Constantin, căci pentru împărăția cerurilor și pentru neamul acesta moarte mucenicească a primit, împreună cu fiii săi, Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianache, pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă
mult pătimitorilor martiri gâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați